Pandurii Târgu-Jiu a terminat cu un eșec ultimul meci din anul 2017. Gorjenii au fost învinși la Târgoviște, Chindia reușind o victorie la limită. Unicul gol al meciului a fost marcat de Neguț în minutul 7. Pandurii ocupă penultimul loc în clasamentul Ligii Secunde. Pandurii continuă seria de rezultate negative. Gorjenii au cedat pe terenul celor de la Chindia și se afundă în zona retrogradării. Cu toate acestea, administratorul special al clubului, Marin Golea, nu se teme că echipa va ajunge în Liga a treia. E drum lung până la retrogradare. Promovarea este pusă sub semnul întrebării pentru că ar trebui alt lot de jucători care să vină să facă treabă de altă calitate. Ideea asta este să remaniem lotul în adâncime pentru că este necesar. Jucătorii au avut un început bun, o continuare ezitantă, un final dezastruos, a spus Marin Golea. Pandurii are 15 meciuri consecutive fără victorie.